Că continuăm filmările de la solarul Buclucaș. Aici e ceva care mi-a plăcut foarte mult. Niște struguri foarte mari. E cel mai dulce până. Cel mai crocant și mai dulce. Asta mi s-a părut cel mai bun dintre toate și e tun, așa e. Are o sămânță. Aici s-a fost la ce a fost mai frumos, s-au mâncat, am mai luat nașul ieri. Aici, nu? Aici apar din nou. Oval. Mai micuți. Uite să vezi aici gust. Post gust, după ce înghiți. Asta ceva, nu știu cum să denumesc. După ce înghiți are așa o un parfum. Oh, super. Ce sunt ăștia? Jupiter. Foarte gustos. Foarte gustos. Opa, că am găsit ceva aici. O culoare frumoasă. O culoare frumoasă. Prezentabilul. Dulce bun, dar ăla dinainte e cel mai bun. Da, am și salut. Câțiva că am mai rămas, m-am rugat la Dumnezeu să rămână așa un an de ăștia. Ăsta de aici. Ăla e Arcadia de acolo. Asta e Arcadia? S-a apucat viespile, mi-a terminat în două zile. Dacă a simțit că e dulce, gata. Da, e mai la soare. O, e bună, Arcadia, dulce, dulce. E preobejenie. Da, asta e preobejenie? Da. E ăla care m-a întrebat de el, care erau mai mari, știi, după Italia de acolo. Aha, vezi și acolo. Da, dar aia mai la umbră, nu s-au copt. Tot așa. Și ăsta e altuită pe... Un pic mai... Mai subtil un pic. Nu mai tare. Ăsta e altuită. Ia una coaptă. Nu, ia de... Am luat din ăștia de sus. Nu, ia de aici, uite. Foarte bun ăștia. Deci preoba genii ăsta. Da. Excelent. Deci eram înnebunit după Arcadia până acum și acum am schimbat complet alți doi, nu că Arcadia ar fi slab. Nu, ăla mic e cel mai bun de tot și cu ăsta, cu preobrajenie. Mai deosebiți. Păi și ăsta e galben. Da, și știi ce se întâmplă? Pe urmă, au și un stadiu de stat pe viță, mă înțelegi? Dacă stă prea mult, începe și schimbă gustul, nu mai e... S-a schimbat un pic culoarea rămiu, când e copt. Da. E chiar... Curești la timp, fiecare la chiar timp, aici... Erau beton ăștia, aveam niște poze de struguri aici, da? Sunt convins. Am avut de lucru câteva zile.